Continuăm discuția cu doamna inspector școlar Tatiana Vântură, discuție despre educația uh, non-formală, uh, Formal. non educația permanentă, aceea pe care ar trebui uh, să um, o desfășoare, să o practice, să spunem așa, uh, toată lumea, nu numai uh, elevii sau uh, profesorii. Am vorbit uh, despre ceea ce s-a întâmplat în prima perioadă a săptămânii școală, altfel uh, despre ziua mondială a educației și propuneam să vorbim despre activitățile ECO, pentru că județul Suceava e oarecum așa în top, pentru că e primul, nu? aici este prima școală, ecoșcoală din uh, România. Ah. Să vedem totuși ce s-a <coughs> întâmplat anul acesta. Că... Da. A fost prima școală, de altfel școala gimnazială Ion Creangă uh, a fost pionierul în uh, în domeniul acesta al educației pentru mediu, și județul Suceava și-a păstrat locul acesta de top pe parcursul anilor. Așadar, a fost seminarul național care s-a numit Parteneriat în Educația pentru Mediu, care a presupus. Exemplificarea, premierea exemplelor de bune practici în domeniul educației pentru mediu, aici sunt distințiile care au fost obținute de către unitățile școlare, desigur, la nivel național. Uh, și în particular de către unitățile din județul nostru, cupele de la proiectul Patrula Eco. Iată harta aceasta, dacă se poate vedea numărul cel mai mare de unități implicate și deținătoare a steagului verde sunt cele din județul Suceava. Uh, în cadrul acestui seminar s-au acordat distinții pentru școlile care au fost evaluate și reevaluate în cadrul programului de educație ecologică. Aici este coordonatorul național, doamna profesor Cornelia Dincă de la Centru Carpatul Danubian de Geoecologie, care coordonează la nivelul fiecărui, la nivelul țării noastre, programele de educație mondială pentru mediu, coordonate de Fundația de Educație pentru Mediu. Alături de țara noastră participă alte țări, e vorba de 75 de țări și 85 de organizații. Aici sunt plachetele obținute de școlile din județ pe parcursul desfășurării programului de educație ecologică Ecoșcoala pe o perioadă de 10 ani, 10 ani să fii voluntar în educația pentru mediu este, cred eu, un rezultat deosebit. Steagul verde obținut de noi școli, în județul nostru, Școala Gimnazială Baia, a obținut pentru prima dată steagul verde alături de celelalte unități școlare care au reconfirmat. Poate că n-ar fi lipsit de interes să le reamintim, pentru că efortul lor este considerabil, este o muncă de echipă împreună cu comunitatea, sunt colegi care au fost distinși, aici este de la Dorna Candrenilor, coordonatorul eco anterior a fost de la școala gimnazială numărul 4, Suceava, care a obținut un premiu la patrula IECO, Iată doamna profesoară, coordonatorul patrulei de la Suceava. Așadar, 15 unități școlare și-au păstrat distinția, o poză de grup cu deținătorii și cei care au confirmat nu toate aceste competențe în domeniul educației pentru mediu. E vorba de școala Miron, Costin Suceava, Alexandru Ioan Cuza, Liceul Tehnologic, Școala Gimnazială, Ipotești, Ion Creangă, Suceava, Colegiul Spiru Hare suceava, Grădinița Așchiuță, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, spuneam Școala Baia, Școala Boroaia Alexandru Iancuza Fălticeni Școala Capul codrului, Colegiul Vasile Lovinescu Suceava, Colegiul Silvic Dorna Candrenilor, Colegiul Motrescu Rădăuți, iar cei care au obținut anul acesta placheta pentru 10 ani de activitate în domeniul educației pentru mediu sunt următoarele unități Colegiul Economic Dimitrie Cantemir, Colegiul Tehnic Alexandru Iancuza Suceava, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Școala Regina Elisabeta Rădăuți, Colegiul Eudoxiu Hurmuzache Rădăuți, Școala Bogdan Vodă Rădăuți, Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, Școala Alexandru Iancuza Fălticeni și Centrul Școlar de Educație inclusivă Sfântul Andrei ceea ce înseamnă la nivelul județului o implicare de cel puțin 15.000 de elevi uh, din diferite cicluri de școlarizare implicați în programul de în programele, că sunt mai multe programe de educație pentru mediu. Um... De ceva vreme de când derulează școlile de, din județul Suceava aceste activități, eco, de când obțin an după an steagul verde, este că se încearcă a, să se facă educația aceasta ecologică de respect pentru natura în care trăim și a, copiii au înțeles cât de important este echilibrul, a, asigurarea unui echilibru în natură. Eu mi-aș dori să. A, să culegem roadele un pic mai devreme, gă, nu așa gă, cum amintează asta mai... cu Acum câteva minute, Mă rog, era o metaforă cei exact. drept, dar chiar în acest proiect mi-aș dori să culegem radele un pic mai devreme, pentru că dacă suntem județul cu cel mai mare număr de școli, ecoșcoli, ar trebui să fim și județul care demonstrează în fapte și să se vadă pe stradă, nu numai, știu eu, în astfel de campanii de, în care se reciclează, se adună gunoaiele, sunt o grămadă de campanii la nivel național. Chiar mi-ar plăcea să devină să se facă această educație și în familie sau ceea ce se face la școală să fie continuată acasă și copiii de azi, adolescenții, tinerii de mâine să aibă acest spirit eco și să respecte ceea ce îl înconjoară prin... Sigur că acest proiect are unul dintre obiective, îl reprezintă educația adulților, prin intermediul copiilor. Deci atât ceea ce uh, nu uh, copilul învață în mediul formal de data aceasta, dar nu numai formal și non formal, uh, copilul transmite mai departe în familie pentru că uh, aceste proiecte, aceste programe internaționale sunt rodul activităților și muncii în echipă, înseamnă participarea școlii, în cea, înseamnă participarea familiei, înseamnă participarea comunității. Aceste comunități cel puțin cele enumerate, dar și celelalte care au desfășurat uh, anterior și desfășoară în continuare uh, aceste programe, au identificat niște nevoi la nivelul comunității. Și munca lor este continuă, munca lor este de durată. Nu putem face aceste lucruri, din păcate, doar într-o zi, într-o săptămână, într-un an. Iată de ce sunt școli care. de 10 ani, așa cum spuneau, uh, continuă să dezvolte, să îmbunătățească aceste competențe, aceste deprinderi nu? de comportament civilizat, atât în rândul elevilor, dar și în rândul adulților. Eu cred că, haideți să recunoaștem, schimbări, poate nu știu dacă atât de, de majore, schimbări majore s-au petrecut în societatea noastră. E drept că mi-aș dori ca numărul școlilor să fie redus, nu în sensul implicării, ci pentru că nu ar avea obiectul muncii. Educației nu în acest domeniu. Și atunci, cu adevărat, aceste proiecte și-au atins scopul. Dar cred eu că nu trebuie să dezarmăm. Noi vom continua să dezvoltăm aceste abilități, aceste comportamente civilizate în rândul copiilor, ca mai departe ei să transmită și în familie. Uh, sunt necesare și niște pârghii la nivelul societății, pentru că școala învață să recicleze anumite deșeuri, să uh, nu uh, selecteze uh, toate aceste uh, deșeuri, uh, dar De există... ce se întâmplă mai departe cu ele, deja undeva acest lanț se rupe și probabil că într-un viitor, cred eu, poate nu atât de îndepărtat, și aceste aspecte să fie reglate și puse pe făgașul lor normal. Da, aveți dreptate. Măcar să punem baza acum prin ceea ce se întâmplă în școală și cine știe când vor fi, vor apărea tomberoanele acelea în care se vor putea pune deșeurile în mod selectiv, cei mici care vor fi și, poate adulți la vremea aceea, eu nu sunt atât de optimistă. Vor uh, face acest lucru ca un firesc tocmai pentru că știu că au învățat atunci Să când a fost știți că cazul mă încearcă despre. o bucurie deosebită când în interiorul unor primării găsesc semne ale desfășurării unor um, programe de data aceasta care se adresează adulților în care valorile educației pentru mediu sunt prezente de reciclarea bateriilor, a becurilor uzate a obiectelor electrocasnice și asta înseamnă preocupări la nivelul coordonării acelei comunități, care sigur se propagă mai departe, la nivelul cetățenilor. Eu zic că suntem pe un drum uh, bun. bun. Da, bun. Lung, dar cu lung, siguranță dar bun. în direcția uh, corectă. Da, din păcate timpul uh, a expirat. nu Numai că zboară a expirat. A expirat. Uh, trebuie să ne oprim aici cu discuția uh, pe care ne-am propus-o. Cred că am atins câteva uh, lucruri foarte importante. Poate ar mai fi fost spus despre, uh, despus despre calendarul activităților extrașcolare, dar poate fi... Uh, deci s-a încheiat... Uh, Suntem uh, în, în etapă care... de depunere a proiectelor. 28 octombrie este termenul final. Apoi până pe 11 noi este perioada de evaluare, atât a celor naționale, interjudețene, regionale și respectiv județene, după care nu așteptăm Ministerul să analizeze propunerile noastre, astfel încât 2017 să aibă un calendar nou cu aceste proiecte în domeniul extrașcolar. Iar aceia care își doresc să participe împreună cu elevii, mă refer aici la cadre de didactice, pot să uh, afle despre o activitate, dacă este sau nu în acest calendar, pentru că să spunem prezența în calendar uh, dă un plus de valoare prin faptul că ministerul, nu prin reprezentanți... Sunt reprezentanță... proiecte recunoscute de minister, acelea cuprinse la nivel extrașcolar, în aceste calendare naționale, regionale, respectiv județene, și la nivel extracurricular, prin intermediul olimpiadelor, concursurilor care sunt de asemenea coordonate de către minister. Sigur că unitățile școlare pot desfășura și alte tipuri de proiecte, fie că sunt finanțate de anumiți finanțatori, de linii de finanțare, proiecte naționale, de reformă. Mă rog, în parteneriat cu anumite ONG-uri, dar această componentă extrașcolară e bine să ca școlile să învețe, să le desfășoare într-un într cadru formal de data aceasta. Da, eu vă mulțumesc mult pentru prezența din seara aceasta. Vă mai aștept cu altă ocazie, cu siguranță vor fi ocazii numeroase, numai să reușim să ne găsim timp și să ne și sincronizăm. Exact. Și vă urez mult succes în activitatea pe care o desfășurați. Și eu vă mulțumesc pentru bucuria de a fi în curtea școlii. Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi în seara aceasta. Vă urez o săptămână ușoară, mult succes la școală celor care au școală și săptămâna viitoare, celor mici le spun de pe acum o scurtă vacanță plăcută.